Salutare, ca și bine ați venit la un nou episod. Sunt de tot pe Payday, după cum ați observat. Bă, sper că vă place episoadele astea, pentru că, na, mie unul, cum am și zis, calitatea jocului îmi oferă foarte multe chestii și mă uitam efectiv și pe videoclip, arată super bine. Când vă dau eu anunț efectiv pe Discord, atunci se încarcă videoclipul, adică ar fi pe undeva pe la vreo, pot să zic în total, pe la vreo ore și ceva ca să-l vedeți Full HD. Acum mai modific eu niște setări și așa, cred că pe undeva pe sâmbătă o să vină niște setări în care o voi mai face la calculator în alta. Și, da, cum am zis, sper că vă place seria. Când se va lansa pe D3 o să luăm. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Acum facem altă misiune, sper să nu fie mare fel cum a fost ieri. Dar hai să vedem. Ma, ok, pe asta o știu, de pe undeva am mai făcut-o. Pe undeva, da, nu. No. Dacă deschidem asta repede. Ei, pe mor pe ăștia? Ok. Bă, după cum am zis, în afară de episoade, adică na, postăm rapid un episod, în afară de live-uri, care live-urile vi se vor, pardon, recupera pe săptămâna viitoare. O să vedem cu ce joc, pentru că nu am deocamdată niciun pic de idee. E posibil să instalăm Starfield-ul, o să mă risc la treaba asta. Deocamdată trebuie să-mi apară SSD-ul și cum mai apare o să am pe undeva pe 4 tera efectiv, care o să mă ajute destul de mult. Acum mă scuzați pe mine, sunt super obosit, am avut ceasul foarte mult de muncă și, da, știți și voi cum e. Așa că hai să facem episodul. Mamă, sunt doi acolo, adică unul. Po ei? Unde car acum l-am luat? Nice. L-a băgat repede în bags. Ia acolo cineva. Pe fundul ăsta sau unde ventilatorul că, na, căldura e mare. Monșer. Deci, în afară de, am full. În afară de efectiv transpir de, n-ai nicio treabă. E, na, 6 efectiv. Mam, l-a luat. Îi dau eu una? Ia, mai este celălalt. Ah, ok, rapid. Da. Chiar vorbeam și cu șefii și cu colegii și cu toată lumea, efectiv, pe căldurile care sunt multe de față, e septembrie, frate, și văzut niște călduri insuportabile. Și nu ai niciun chef, vezi că e chiar jos, era să mă vadă, nu? Sunt niște călduri insuportabile în septembrie și chiar stă, cu data stai și te mire, scoroce o să fie iarna asta, dar am văzut fazele cu COVID-ul, guys, că nu știu, reapare, deja au apărut, am înțeles că în România e mare problemă cu COVID-ul ăsta, n-am nicio idee ce o să urmeze, dar care aveți plan și știți din moderator sau ăsta care vreți să plecați acasă, România mare grijă că dacă vă închide, nu vă lasă să plecați deloc, închide granița, v-ați cam scos. Asta ar fi una din probleme. Pe lângă că, nu, stați cum a fost anul trecut, că nu știți ce le mi poate mintea. Adică eu nu m-aș risca, nu mă pe simplu fapt pentru treaba asta. Adică să mă duc să stau 2 săptămâni acolo, eu cu concediu de o săptămână, un exemplu, ce mă duc fizic la patron, frate, m-au băgat ăștia în carantină, adică ia le pe tot Tutankhamun. Bă, poate și la asta se vede cioca. Cum ar fi? Bă, acum. Mă duc să-l arunc în camera asta. Da, dar nu pot să mă duc, aia e problema, repede. Aia e clar că-mi dau seama. Stai că nu văd, nu te văd. Acum. Mi-a zis să mă duc jos. Mamă, vezi. Cine? Am văzut camera. Să...
E ok. Mama, așa de rău, îmi trag nasul, efectiv, bă, au început și ăștia școala. Eu nu pot să înțeleg, deci știți bine că mă duc autobusul la muncă. Bro, e dimineața 7 grade, 10 grade, maxim 12. Și el dă drumul, mâncava și pula voastră la frig cu aer, la climă. Bă, am zis la ăla, zic, bă, mâncați-o și pula ta, bă, dar mai lasă-mă, frate, ești nu mă rățesc din casa ta și ce fac? Eu stau un pe medical. Că tu ești pe pălău. Trei varvă, frate, adică efectiv e bătaie de joc ce vezi la câte unul, adică a, să nu spun că mergeam azi la muncă, că am de muncă, nu o să vedeți episodul. Găsesc mari ochelari albi pe jos. Da, și mă duc ca o persoană aia la care ar trebui să totuși vedeam că e de vedere, adică îți dai seama, ținând cont că știți că și eu port ochelari, adică da. Bă, și mă duc ca o pe femeia aia, că ce, că ai vrut să văd? Sau chită-te, trecu. De m-am dus, am dus ochelari, tu ce-mi pula mea. Ar trebui să... Am stat și m-am gândit la o schemă de fiecare dată când înjur pe un episod sau, mă rog, vorbesc vulgar sau așa mai departe, să pun un bip care să acopere. Da, bine, bipul să fie în felul în care să fie chiar și ok pentru... Da, să acopere la fix, știi, să fie timingul ăla să văd când, numai că dacă faci un episod de 20 de minute... Dacă faci un episod de 20 de minute, e un pic cam ciudat să mergi să stai, să te... Adică, da. Unde? Mă duc. Hai că băgăm cardul acum, mamă, un minut jumate. Am mai făcut misiunea asta, dar a fost plin de... Cum zice... S-au alarmat ăștia, ia, pe aia înăuntru. Și văd că pot să... Ia să încerc să spar pe ăsta. Bine, că mai vreau să văd. Să văd cum îl face. Mamă, ce realistic e, băi, ești nebun, adică chiar ca și contat par ai fi să dai un jaf, adică e nebuneala. Da. Bine, zice, unde ai genset-ul ăsta, un exemplu, numai acolo pot să le deschizi, dar arată destul de fain, adică intenția jocului te duce într-un alt nivel pe care efectiv alte jocuri nu te duce și nu te duc și atunci stai și te gândești, bă, frate, chiar există servere, jocuri de genul. Au fost și eu jocuri în fake care îți oferă niște gameplay, era să mă vadă un civil, îți oferă un gameplay destul de fun și, na, vezi că mai avem 16 secunde, dacă pot să vii. Așa că săptămâna viitoare, guys, o săptămână liberă în care o să facem live-uri zilnice, știți bine, dimineața, după cum v-am povestit. O să vedem cu ce, pentru că știți bine, mă bag efectiv live cu jocul și atâta tot, adică nu e ca și cum am ceva pregătit. Ce am și zis, când am un pic de timp liber, ne băgăm. Bine, iasă de multe ori când timpul meu liber plec în altă parte. Așa că, na. You need a key card. Am nevoie de key card. Dacă trebuie să iau body bags. Mamă, ce fain arată asta, zici că e din nisip tot. Bine, atât că textura de aici nu prea se vede chiar ok, dar... Deci, fai de capul meu. Am luat-o. Ce fac cu el? Artefacte, mă. Nu e money. Ok. Stai să... Ce? Unde? Ok. A, să merg să le aruncăm pe alea, am înțeles acum, mă duc să le iau, să... Le arunc.
Mamă, ce trebuie să ferească Dumnezeu. Da, da. Acum e posibil pe undeva, nu știu, în două săptămâni să ne oprim din seria de a face Payday. Până undeva după ce apare Payday 3-ul. Acum o să vedem, o să mă calculez un pic cu treburile astea, că știți bine, trebuie să ne calculăm efectiv pe când ar fi și era să mă vadă careva. Așa că o să vedem, eu pe asta vreau să zic că e posibil să bag Starfield-ul, îmi place foarte mult și urmăresc foarte mult streamer care pe Twitch. Cred că toată lumea a auzit de Twitch, care efectiv stă să joacă pe Starfield, adică e ce mă enervează pe mine. Nu mă duc. Mi-a zis să nu mă duc. Mi-a zis să nu mă duc. Da, ok. Ok. Mama. Bă, m-ai explicat, da, pula mea, ok, du-te, hai. Doilea, altă... Vezi că mai 8 secunde. M-ai explicat care-i toată faza, da. Schema că... Ne... Bă, unde ești, mă? Da, ca la... Da. Ok. Hai că... Un, doi, trei, patru, cinci, șase. Ah, ok. Da. Da, hai. Mai simplu pe undeva, că eu parcă văd că dau fail. Nu știu ce am impresia, de ce efectiv cred că dau, din prima dau fail. Da. Aha. Na bine, bă. Mai vin apoi. Să-ți explic. Hai să... Da. Doamne, bă, n-am înțeles nimic, adică... Da, mi-a explicat, băiat, deci fii atent. Ui, deci dacă vii acum să te uiți la asta să vezi cât de fain e... Hai că mi-a futut, să-mi bag pula. Să-mi bag pula. Hai că ai pula, bine, să vezi cum e. Deci fii atent, 1, 2, 3, 4 pe primul rând, 5... La dreapta cu una, 3 în față, 2, 3, 4, învăța să numărească cu quick în dreapta și tot în sus, ca... Hai, explică-mă măcar să le fac. Da, asta e ce perfect e. A treia. 3. Perfect, da, ești bine. Bun, nu mă duc și eu odată. Da. O să merg înapoi. Aha. Da, știu, hai să dăm drumul să vedem. Am atât am dat și o seama care trebuie să zic, dar nu. Sigur dăm fail, stai să văd. Haide. Bă. Da. Da, de aici. Da.
Da. Eu știu că nu l-au zis pe el pe fundal, dar mi explică efectiv ca la proști, că da, știi că sunt prost. Și efectiv, cred că din prima am dat fail, dacă am face un episod de așa cu numai cu treburi de ce nu, cred că din prima aș da fail, adică ne-am jucat la un moment dat un joc. Nu mai știu despre ce era vorba în jocul ăla și trebuia să conduci, bine, asta nu mai știu, acum anul trecut, și trebuia să mergem efectiv cu avionul. Și eu trebuia să conduc aia de și las acolo. Cred că am făcut-o de vreo 15 ori și l-am plictisit de aici. Da, cam atât a fost toată misiunea. Acesta a fost și episodul. Hai că n-am ținut așa de mult. Am luat destul de bine. Scuze dacă am făcut level, care m-a interesat, că m-au fut, mi-a dat-o. Un level, nu. Aici ne dă, mi-a dat și mască, adică nu mi-a dat ceva color din câte văd, albastre. Skin, da. No, bine, guys. Eu v-am lăsat, mai grijă de voi, mi-a fost creepy time, urlă vecinul meu pe fundal de aici. Ne auzim pe data viitoare și nu uitați de butonul de like și subscribe, pa, pa.